Salut prieteni, astăzi vă prezint un plugin nou, un plugin dedicat categoriilor peste 18 ani. Acest plugin ne afișează un pop-up în momentul când cineva vine pe site-ul nostru, efectuează o căutare din categoria selectată de noi ca fiind peste 18 ani sau dacă merge pe pagina anunțului, iar anunțul respectiv se află din categoria respectivă. Un plugin simplu care ne afișează acest pop-up. Haideți să vă arăt cum funcționează acest plugin. Instalarea este simplă, ca la oricare alt plugin, nu trebuie decât să mergeți în panoul de admin, la plugin-uri, să-l instalați. Apoi trebuie să configurați categoria în care să apară acest pop-up. Aici puteți selecta o categorie principală sau subcategorii. Mai aveți o setare unde puteți introduce textul care să apară în acest pop-up. Aici introduceți acest text, salvați și o să apară acest text în pop-up. Bun, haideți să mergem pe pagina site-ului nostru, să selectăm categoria introdusă în acest plugin și mergem pe pagina de căutare unde ne apare acest pop-up, care ne avertizează că pagina respectivă conține material pentru adulți. Dacă vizitatorul nostru selectează că are sub 18 ani, atunci va fi redirecționat spre pagina principală. Dacă selectează că are peste 18 ani, atunci va dispărea acest pop-up și nu o să mai apară adică pe durata sesiunii respectivă. În momentul când el închide browserul, revine înapoi pe site-ul nostru, o să-i apară din nou acest pop-up. Deci el o să fie ascuns doar pe perioada sesiunii vizitatorului nostru. Bun, haideți să mergem mai departe. Acest pop-up o să apară și dacă mergem pe pagina anunțului. Din păcate, noi am selectat să fie ascuns, am selectat că avem peste 18 ani, dar dacă mergem cu un alt browser, o să vedeți că apare. Deci mergem pe un anunț care se află din categoria respectivă și ne apare acest pop-up care ne avertizează că în acest anunț există material pentru adulți. Același lucru, dacă selectăm că avem sub 18 ani, atunci o să fim redirecționați spre pagina principală, iar dacă selectăm că avem peste 18 ani, acest pop-up va fi ascuns și nu o să mai fie afișat doar după ce revenim noi pe site. Un plugin simplu, foarte ușor de utilizat, care avertizează vizitatorii voștri asupra conținutului dintr-o anumită categorie sau din mai multe categorii. Sper să vă placă acest plugin, îl găsiți în market, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună, la revedere!